Bună ziua tuturor! Eu sunt Alexandra Florescu de la Editura Nemira. Îl am alături de mine pe Radu Paraschivescu, scriitor și traducător. Mulțumim, Radu, că ești aici virtual cu noi. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc ție, Alexandra. Astăzi, la Elephant Fest, vrem să vorbim despre cea mai nouă carte a scriitorului britanic Julian Barnes, câștigătorul Man Booker Prize pentru Sentimentul unui sfârșit. Această carte se numește Bărbatul cu haină roșie, a apărut la Nemira în colecția Babel, în traducerea lui Radu Paraschivescu. Și începe așa, ca un fel de glumă intelectuală superbă, cu trei francezi care sosesc la Londra în iunie 1885. Unul este un prinț, celălalt conte și al treilea este un om de rând cu nume italienesc. Ei bine, acest al treilea om de rând, cu toată perdoa de ghilimele posibilă, este Samuel Pozzi, bărbatul cu haină roșie pe care Julian Barnes îl vede într-un tablou, într-o galerie în 2015 și care strânge atât de tare curiozitatea încât, iată, îi dedică o întreagă carte. Radu, cine sunt cei trei domn cu care începe cartea asta și mai ales cine e bărbatul cu haină roșie și de ce merită el o carte întreagă scrisă de Julian Barnes? Cred că și un borcan cu iaurt proaspăt mâncat ar merita o carte scrisă de Julian Barnes, pentru că e genul de om, sau pare cel puțin genul de om capabil să facă performanță literară pe absolut orice temă. Cei trei sunt Samuel Jean Pozzi, devenit Pozzi, Pozzi de fapt, pentru că este din Lombardia, Contele de Montesquieu Fezensac și Prințul de Polignac. Sunt trei figuri plasate pe paliere diferite ale societății, trei figuri de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care anunță fiecare în felul lui o poveste care are prea puține lucruri în comun cu poveștile scrise de Julian Barnes în ultima vreme, cel puțin cu ficțiunea. Este o carte mai degrabă de non-ficțiune decât de ficțiune, în care, dacă pui atent urechea, găsești niște ecouri din pe fereastră, poate găsești niște ecouri mai apăsate din, cu siguranță găsești ecouri mai apăsate din cu ochelari deschiși, și aici și acolo câte o pepită din pasiunea neconsumată și imposibil de consumată a lui Julian Barnes pentru Franța. Dar ăștia sunt cei trei domni care vin în prim planul atenției chiar pe prima pagină și care vor asigura osatura unei povești care înseamnă și sfârșitul de secolul al XIX-lea și decadență și Belle Époque și întâlnirea cu o sumedenie de oameni prestigioși și celebri, dintre care pe unii i-am mai văzut și în alte cărți. Mă gândesc că pe Sara Bernard, de exemplu, am prins-o în niveluri de viață. Într-adevăr, i-am tot spus carte și nu i-am spus nici roman, nici eseu, nici biografie, tocmai pentru că, așa cum știm, Julian Barnes e un autor greu clasabil, se joacă foarte mult și cu ficțiunea și cu non-ficțiunea și romanescul și esteistica și are zona asta de detectivistică literară minunată pe care o găsim și în Papagalul lui Flaubert, cum ai spus, și Niveluri de viață, dar și Zgomotul timpului, care este despre Șostakovici. De asta voiam să te întreb dacă ar exista așa un raft virtual Julian Barnes cu toate cele 24 de cărți ale lui și le-ar fi așezate așa pe proximități de ecouri și de referințe. Cartea asta unde am plasat-o de fapt? Dacă ar fi să-i spunem cuiva exact ce e, ce ar trebui să spunem că e de fapt? Cred că ar trebui să o plasăm la un loc cu, nu spun neapărat între, dar la un loc cu cărțile deja amintite, și anume pe fereastră și mai ales cu ochelari deschiși, și cred că lângă ele s-ar cuveni să stea și Tour de France, pentru că acolo drumul prin Franța cu toate picanteriile, cu toate aromele, cu toate necunoscutele dezvăluite pe parcurs de Julian Barnes sunt la mare preț. Nu trebuie să stea, sau mă rog, nu s-ar cuveni să stea pe același raft cu cărțile despre pierdere, despre ruptură, despre Pat Cavana, de fapt, și despre moarte. Ei, indiferent că e vorba de Puls, care mie uneia îmi place enorm doar pentru că am tradus-o, indiferent că e vorba de Niveluri de viață, de Sentimentul unui sfârșit sau chiar de Singura poveste, care începe frumos, adică începe, toate sunt frumoase, dar ea începe oarecum
neprevăzut pentru mine, cu o poveste interzisă, cu un amor interzis dintre un post-adolescent și o femeie de 20 ceva mai în vârstă decât el, pentru ca dintr-a doua parte să recadă în marea de tristețe și de melancolie și de pierdere pe care Julian Barnes a traversat-o decenii deja, când mai e vorba de ani. Cred că acolo ar fi locul bărbatului cu haină roșie, pentru că avem de-a face și cu multă artă și cu un pic de detectivistică și cu literatură și cu gusturile lui deja știute pentru Franța și cu explorarea acestui tărâm și aceste perioade de decadență, de homosexualitate, de lucruri interzise, de curiozități. Să nu uităm că un personaj din carte are un cabinet de curiozități în care există un animal împănat cu tot felul de buton de aur, mi se pare. Cam acolo cred că e locul și mi-e face mare plăcere că am tradus cartea asta. Vreau să mulțumesc juriului, cum se spune, fiindcă, într-adevăr, orice aventură de tip Julian Barnes îți oferă delicii. Ești sau nu traducător, ești un cititor al textului în engleză sau al traducerii, așa sper cel puțin, descoperi în Julian Barnes un, cum zic, nu un vrăjitor, că e tocită formula. Un om, mi-a spus Lawrence Norfolk, un alt autor pe care voi l-ați publicat la Nemira, devilishly intelligent, așa l-a numit. Și dacă pe inteligența asta plachez cultura lui de tip francez și plachez ironia tipic britanică, duioșia și deschiderea enormă pe care Julian Barnes o are și pentru pictură și pentru artă, în general, și pentru muzică, ai o imagine cât de cât completă. Eu aștept, nu mă întreabă nimeni povestea asta, dar o spun fără să fiu întrebat, eu aștept o carte a lui despre muzică, pentru că avem deja una despre literatură, avem deja una despre pictură, aștept o carte despre muzică, eventual o carte centrată în jurul tăcerii de 20 de ani pe care a practicat-o Sibelius, care vreme de două decenii n-a compus absolut nimic. Dacă Julian Barnes ne aude, ne vede și vorbește românește, poate găsești un subiect. Știu că asta era ultima mea întrebare pentru tine. Ce carte ai vrea să scrie Julian Barnes și n-a scris până acum? Deci uite că te întreba cineva. Da, asta aș vrea. Îl văd scriind așa ceva, pentru că el știe și muzică, la fel cum știe și pictura, la fel cum știe literatura, bineînțeles. Eu când am văzut o expoziție Berthe Morisot la Paris, cred că la Marmottan, undeva la etaj, m-am gândit automat la Julian Barnes și la felul în care o prezintă el. Când am văzut alte tablouri ale unor pictori francezi, mai ales din impresionism, că era vorba de orangerii sau de Musée d'Orsay, de exemplu, m-am gândit imediat la escorta critică, să zicem, escorta critică pe care o asigură Julian Barnes. Și din punctul meu de vedere, scriind o carte despre tăcerea muzicală a lui Sibelius, un strop de mizer, și aș vrea să-l văd evadat în fine din oceanul ăla de tristețe care ține captiv de când Pat Cavana s-a stins. Să nu uităm că Barnes a scris și iarăși, voi ați publicat patru romane polițiste pe care el le-a scris cu pseudonimul Dan Cavana, preluând numele de fapt al soției. Da. Samuel Poți este extrem de prezent în cartea asta, evident, el e pretextul pentru ea, dar așa cum se spune de mai multe ori în carte, fiindcă el era absolut peste tot și cunoștea pe toată lumea, de fapt, cartea devine și o frescă a Belle Époque, perioada aia haotică, dar superbă de efervescență culturală și ca atare un colaj de secvențe de istorie mare, de istorie mică și intimă, de discursuri, articole de ziar, dueluri, pledoarii în tribunal. Deci cum se vede Belle Époque din cartea asta? Cine mai circulă prin ea? Este o perioadă policromă, cu momente de confuzie și de înălțare, cu scandaluri enorme, indiferent că ele se soldau cu un duel sau pur și simplu cu o acțiune în instanță sau cu o condamnare la un moment dat. O perioadă în care apar figuri enorme, da? Apar dandy-ul cu majusculă Oscar Wilde, despre care se spunea că își schimba floarea de la butonieră de două, trei ori pe zi ca să fie mereu proaspătă. Apare Sarah Bernhardt, cum am spus, căreia autori îi dedică piese, scriu piese pentru ea, ceea ce astăzi pare de negândit. Adică să te gândești că un dramaturg de astăzi ar scrie o piesă pentru, nu știu, o actriță sau un actor român. Apare familia Proust. Apare familia Proust și Oscar Wilde într-o scenă amuzantă, în vizită la
tatălui Marcel Proust, Adrian mi se pare că îl chema, constată că oamenii stau într-o casă mare, dar extrem de urâtă. Deci pentru gustul lui Oscar Wilde, vizuina aia în care stătea familia Proust era ceva oribil, ceva deplorabil ca gust, lucru pe care are grijă să-l și comunice anfitrionului ca să nu rămână nicio bătătură nestrivită. Apare Henry James, chiar la începutul cărții, evocat printr-o scrisoare. Apar mulți alți oameni, apar figuri care au stat la baza unor personaje din care fie Proust, fie alți autori au împletit portrete celebre. Este o perioadă foarte colorată, este o perioadă cu mănuși de dantelă până la cot, dar și cu scandaluri, cu bănuieli sau procese, cu dialoguri nu întotdeauna convenabile și nu întotdeauna purtate în cel mai cavaleresc stil, și cu această figură omniprezentă a lui Poții, care nu este doar un medic priceput, e în același timp și un afemeiat notoriu. Acum, bun, sigur, fiind ginecolog, asta predispune, să zicem, dar este în același timp fondatorul Catedrei de Ginecologie de la Paris, este chirurg la Hôpital Broca, care după aceea ajunge să-i poartă numele, deci este un om prezent, omniprezent chiar, care se află cam în toate punctele fierbinți, unde e nevoie de el, apare și în afacerea Dreyfus, are balastul unei familii în care nimeni nu se înțelege cu nimeni, în care are o fată anglofilă, Catherine, care ea cred că ar plăcea să îi se spună Catherine, și care își adoră tatăl, după care îl respinge, după care iarăși îl adoră, face tot felul de declarații de un patetism, cum puține sunt pe lume. Are o soție bănuitoare, epurcoz, cum ar zice tot francezul, are toate ingredientele unei vieți de picaroc. Nu știu dacă a existat așa ceva, dar iată, el poate fi un exemplu de turist în acea perioadă în care rar trecea o săptămână fără un scandal, fără un duel, fără un proces, fără ceva care să te scoate din monotonia zilei, a traiului căliu, a vieții duse în culori mai degrabă palii. Într-adevăr, e o galerie impresionantă de personaje binecunoscute despre care s-au scris probabil sute de pagini și care au apărut și în cărți și în picturi și în piese de teatru, dar apar și foarte multe personaje, mă rog, mai micuțe, să spunem, de care nu auzisem până acum. E vreunul care te-a fermecat în mod aparte și ai simțit nevoia, nu știu, să cauți după aia mai multe despre el? N-am căutat pentru că n-am avut timp, dar mi-am promis să rezolv restanțele. Mi-a plăcut de Zesant, așa, ca personal și ca realitate corporală în carte. Mi-au plăcut trimiterile la Arăbur. Pentru că asta este o carte perfect neglijată, mai ales în ultimele decenii. Ori Huysmans este autorul unui roman, iarăși, teribil de interesant și din care s-au alimentat, mărturisiți sau nu, și alți scriitori. N-aș ști acum, mi-a mai plăcut un personaj de o apariție discretisimă, care este tot din cercul de homosexuali în care se învârt atâtea personaje de acolo, dar care mi-a plăcut pentru caracterul lui nu pașnic, de o căldură de asta risipită și risipitoare, și care i s-a spus, deci mi-a plăcut enorm supranțelarul florilor. Iar la moartea lui, formula asta a fost astins, cancelarul florilor. Este una dintre culorile și una dintre aromele pe care Julian Barnes le strecoară în text. Adică, citind, înainte să traduc, citind cartea atunci când am ajuns la cancelarul florilor, că nimeni n-ar fi putut să-l prezinte, să-l zugrăvească așa frumos, așa duios și așa de plastic cum a făcut-o Barnes. O temă foarte importantă în cartea asta, în mod evident, este dialogul ăsta între Franța și Anglia, între Anglia și Franța, între francez, englez, englez-francez, ceea ce știm că, evident, Barnes face de foarte multe ori. Sunt călătorii, sunt schimburi de idei, sunt ecouri în arte. Pe de altă parte, cartea asta apare în 2019, adică în plină febră a Brexitului, și avem chiar un epilog în care Barnes își asumă că este o pledoarie cumva împotriva insularității Marii Britanii. Să nu uităm de asemenea că în Anglia, romanul se termină cu Anglia care e plătită să iasă din Uniunea Europeană, dacă nu mă înșel. Și vreau să te întreb ca atare, cum citește un european de azi, sau nu mai zic un britanic de azi, cartea asta?
în contextul a tot ce se întâmplă? Pe cum să o citească? O citește în primul rând împlinit artistic și cu mari satisfacții la lectură și o citește apoi și cu o anume melancolie pe care și Barnes o exprimă la sfârșitul cărții. El nu e singurul care scrie în perioada asta. Jonathan Coe scrie Middle England, despre care afirmă că este Brexit, asta este formula lui. Pierde mult prin reinsularizarea Anglii din punct de vedere geopolitic, pentru că se taie niște punți. Sigur că nimeni nu l-a împiedicat pe Barnes să se ducă mai departe în Franța, dar așa cum erau create punțile astea, dincolo de foloase economice sau de altă natură, ele asigurau canalele de distribuire a bunelor și relelor sentimente între Franța și Anglia, pentru că nu tot sângele care a curs acolo pe conductele acele este sânge pur. Există destul sânge negru. Stephen Clarke are o carte celebră și anume 1000 de ani în care i-am agasat pe francezi. Așa se cheamă cartea lui. Mi s-a părut, mai ales în paginile de final, că regretul lui Barnes este puternic, este neestompat, nu face nimic să-l camufleze altfel. Știm despre Barnes că ar putea trece drept franglez, deci este un om cu o cultură perfectă în arta și în literatura franceză, este un om care a călătorit acolo, dus de mic de părinți și obișnuit de prins cu comorile Franței, un om care le-a redescoperit apoi cu ochii adultului și le-a pus în Tour de France. Și aici există niște scene legate de pișcăturile, de împunsăturile pe care francezii și englezii le practică unii la adresa altora. De pildă, o savuroasă descriere a femeii engleze, a englezoaicei. Este o descriere necurtenitoare, necomplezent, caturală mai degrabă, toate tușele. Se ascunde afecțiunea, se ascunde prețuirea. Sunt lucruri pe care n-ai voie să le omiți atunci când citești o carte a lui Barnes. O altă temă care apare așa pe locuri chiar asumată autorial de Barnes e chiar statutul ăsta foarte inconfortabil al scriitorului care vrea să scrie o biografie sau despre o epocă din miet de factologie consemnată, zvonuri, bârfe, vorbește foarte mult despre legendele astea urbane, să spunem, urbane le zicem noi acum, care sunt despre mari scriitori. Și de câteva ori afirmă pur și simplu așa într-un aparte pentru noi, nu putem ști. Cum ți s-a părut jocul ăsta între factologie, ceea ce dramatizează el, ceea ce își imaginează el și ceea ce putem afla, de fapt, și din artă și din consemnări? Când ai început să pui întrebarea, exact la asta m-am gândit, la nu putem ști. Pentru că, în general, certitudinea nu face bine. Sigur, poți fi sigur că 2 cu 2 fac 4, dar nu poți fi sigur pe profilul moral al cuiva, de opera cuiva, de valoarea cuiva. Ori aici avem o permanentă navetă între realitate și interpretare ei, între prezumție și confirmare, între bănuială și certitudine. Și cred că ăsta este spațiul în care, sau unul dintre spațiile în care Julian Barnes joacă minunat. Are un soi de a se extrage din peisaj și de a nu emite judecăți definitive. Mulți scriitori, unii dintre ei, au acest nărav al ștampilei, fără echivoc, al rostirii lipsite de ambiguitate. Ori Julian Barnes, cel puțin în Bărbatul cu haină roșie, dar nu numai. L-am surprins făcând jocul ăsta și în O istoria lumii în 10 capitole și jumătate, care e Hăt, carte veche, are această grație a incertitudinii, a unui strop de ambiguitate care sporește misterul, sporește a lumii taină. Și am văzut-o și aici, am văzut-o în felul un miet, cum bine spui, Poliniac, de pildă, care ajunge să eșueze și care ajunge să recurgă la viaj de conveniență ca să își saleze situația financiară. La soția lui Poții, care iarăși este redată, mai degrabă în tușe tremurate decât definitive, deși ranchiuna pe care o poartă soțului este evidentă. Ironia mută, nu așa îi se spune. Da, exact. La miet. La miet
înseamnă și pescăruș în franceză. Iarăși intervine atunci când nu există suficiente firimituri, intervine ironia nu salvatoare, dar ironia pusă în locul unei eventuale certitudini. Mă gândesc la acel baron, nu mai știu cum îl cheamă, care avea reputația unui mare căi și despre care se spunea, despre al cărui cal se spunea că în funcție de zilele săptămânii știa la ce adresă să se ducă, la adresa la care locuia femeia de vizitat, marțea, miercurea sau joia. Toate jocurile astea duc oarecum spre roman, dar chiar în momentul în care simți că ai putea păși pe teritoriul unui roman, Vance te readuce în non-ficțiune, în biografie, în trasarea unei epoci, în conturarea ei cu armele scriitorului. Deci, s-au scris multe cărți despre Belle Époque, sigur, și atunci, în perioada aia, dar și acum există scriitoare mai ales fascinate de Belle Époque, de Parisul din Belle Époque, de personajele care au venit să-și bea mințile acolo între războaie. La Julian Barnes excesul de tipul ăsta nu e în meniu. Ai un anumit rafinament, o anumită discreție, chiar și atunci când e vorba de subiecte delicate, Barnes nu apasă pe tasta sau pe tastele cu care scrie. Preferă intervalul de mijloc, nu intermețul, preferă umbra sau penumbra, niciodată nu este 100% lumină, după cum niciodată nu e 100% întuneric în cărțile lui. A fost 90% întuneric în Be Frightened Out, da, aia a fost o excepție. Până acum am vorbit cu tine așa ca un mare cititor de Barnes, acum ultima întrebare o să fie pentru tine ca traducătorul lui Barnes. Mai devreme ai vorbit de policromie, eu o să vorbesc de polifonie, pentru că totuși cartea asta e un colaj de foarte multe tipuri de discurs. Unele sunt citate din romane, altele sunt, cum spuneam, nu știu, pledoarii dintr-o sală de judecată, replici faimoase, dar fără niciun fel de încărcătură bibliografică, fără notițe de subsol, fără pagine de la care i-a luat citatul. Cum a fost să traduci colajul ăsta de voci și de surse de texte? Eram antrenat, adică tradusesem o istoria lumii în 10 capitole și jumătate, unde în al treilea capitol, mi se pare, apare limbajul de secol al XVIII-lea, apare un proces, apare ceea ce se cheamă plaidoyer des insectes, carii care au mâncat jilțul nu știu cărui episcop și care era prăvălit în genunchiile nesimțirii. Deci era o întreagă întindere pe spațiul ăsta al limbajului de epocă de secol al XVIII-lea și al precauțiilor și al protocolului tipic acelei perioade, iar capitolul acela al treilea nu avea nicio legătură cu celelalte capitole, care erau capitole care erau contemporane, care se petreceau în imediatul nostru, care presupuneau o capturare de vaste către teroriști, o aselenizare, existența unui jucător de baseball, o poveste cu niște supraviețuitori a unui cataclism. Așa că eram obișnuit cu polifonia asta, ba chiar o căutam și am regăsit-o aici cu toată plăcerea la bărbatul cu haină roșie și încă o dată această polifonie, cred că, în ochii mei cel puțin, cred că îl obligă un pic pe Julian Barnes să scrie și ceva despre muzică. Eu am marota mea. Bun, deci nu ne rămâne decât să invităm și pe cei care n-au ascultat să descopere pe Samuel Poții, pe bărbatul cu haină roșie, la Nemira. Dragă Radu, mulțumesc mult că ai fost cu noi, virtual. Cu toată plăcerea. Și așteptăm cartea despre muzica lui Julian Barnes. Așa să fie. La revedere. Mai bine.